Putem începe? Da. Dragi cetățeni, stimați jurnaliști, vin azi în fața dumneavoastră pentru a oferi claritate și stabilitate necesară într-o perioadă dificilă la nivel global, european și inclusiv pentru noi, Republica Moldova. Practic, suntem puși acum, ca și toate capitalele europene, în fața următorului fapt. Ne confruntăm cu o situație fără precedent pe piețele de gaze din Europa. Prețurile urcând la peste 1000 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Practic, se scumpește gazul la toți și prea mult, fără o justificare economică clară. Este o situație anormală economică. O situație care nu are nicio legătură cu măsurile care pot fi luate de guvernul nostru. Și o situație pe care desigur o luăm cu maximă responsabilitate, pentru că vrem să ne protejăm cetățenii noștri. Informațiile și credința noastră sunt în sensul că această situație excepțională să nu fie una permanentă. Din acest motiv, pentru a nu periclita livrarea de gaze în această perioadă, am decis să prelungim contractul pentru o singură lună. Discuțiile referitor la contractul pe un termen mai lung continuă. Săptămâna viitoare, împreună cu colegii de la Moldova Gaz, voi participa la Forumul Internațional al Gazelor din Sankt Petersburg, unde voi continua să discut cu administrația Gazprom. Iată situația la moment. În contractul actual cu Gazprom există un termen recent introdus ce leagă prețul de contract de prețul mediu lunar al gazului pe bursa germană NCG. 550 de dolari în august, care a fost aplicat de Moldova Gaz pentru luna septembrie, 790 de dolari pentru septembrie, aplicat la noi în luna octombrie. Indiferent de această situație, până nu vom avea finalizate discuțiile și nu vom avea un contract semnat pe termen mai lung, prețul la facturile achitate pentru persoanele fizice și juridice nu se va schimba. Menționez aceasta încă o dată. Indiferent de această situație, de această prelungire pe care o avem la moment, prețul în facturi nu se va schimba nici pentru gospodării, nici pentru persoanele juridice. Împreună cu Moldova Gaz, analizăm posibilitățile ca aceste costuri să fie suportate temporar, în cea mai mare măsură, de către companie. Din nou, nouă ne pasă. Facem tot ce putem, dar trebuie să înțelegem că este un proces care nu ține doar de noi. Am solicitat o analiză clară a impactului unui astfel de creșteri pe termen lung asupra celor cu venituri medii și mici și ne vom asigura că eventualele fluctuații de prețuri nu îi va lovi pe cei mai vulnerabili. Obiectivul nostru este ca să propunem să ajustăm o reglementare corectă și adecvată prin care să fim alături de moldoveni cu venituri mici la plata facturii la gaze naturale. Aceste tipuri de măsuri deja sunt aplicate în alte țări europene și unele din ele vor fi preluate de Republica Moldova. Vă asigur că guvernul nu va permite ca aceste anomalii de piață să afecteze bugetul cetățenilor noștri. Înțelegem că situația este complicată, dar vă garantăm că vom ține prețurile sub control. Până când găsim soluția optimă de compensare pentru cetățeni, vom lua toate măsurile care pot fi luate pentru nu a opera nici o scumpire în facturi. Vestea bună pentru țara noastră,
comparativ cu anul trecut, e că anul trecut aveam un guvern izolat de finanțarea internațională. Acum țara noastră are ușile deschise și, cum ați văzut din vizitele recente, inclusiv la Bruxelles, bugetul țării noastre va sta mult mai bine. Pentru oameni am un mesaj. Vom trece cu bine împreună peste această perioadă dificilă, pe care noi nu am meritat-o, nu am cauzat-o, noi ca țară, dar cu care trebuie să ne confruntăm. Mergem împreună, hotărâți să facem ce trebuie pentru oamenii țării noastre. Eu vă mulțumesc și dacă sunt întrebări, sunt gata să vă răspund. Am menționat și în discursul inițial, este o situație anormală pe piață. Nu există un vinovat anume. Acest preț care îl avem la nivel european și pe toate piețele este o situație excepțională care se întâmplă la nivel global. Căutarea vinovatului în această situație este, din punctul nostru de vedere, o greșeală. Noi facem tot posibilul ca să discutăm și să avem un contract bun pe termen mai lung cu Gazprom și astfel să asigurăm un preț bun pentru țara noastră, iar în final discutăm cum să intervenim, cum să ajutăm cetățenii ca aceste ridicări de prețuri care se întâmplă la nivel global să nu îi afecteze. Și cum am menționat, această prelungire cu o lună nu va afecta nici într-un fel facturile care sunt achitate la moment de cetățenii noștri. În primul rând, contractul cu Gazprom este un contract mult mai vechi și asta a fost experiența până acum, că el se prelungea de fiecare dată pe un termen de un an sau mai mult. S-a prelungit pentru o lună pentru că sunt mai multe probleme care pe parcursul timpului guvernele precedente nu le-au dus până la capăt în discuția cu Gazprom. Noi vrem să ducem această discuție mai departe, vrem să discutăm un preț bun pentru țara noastră, de asta a fost luat un termen pe o lună în care să avem posibilitatea să discutăm. În continuare, am spus că săptămâna viitoare voi fi la Sankt Petersburg, la Forumul Internațional al Gazelor, la care voi continua discuția cu administrația Gazprom în vederea depășirii acestei situații și semnarea unui contract pe termen mai lung. Angelica Mureanu, reporter Publica TV. Totuși, contractul s-a prelungit doar pe o lună. Cine a propus acest termen și dacă va reuși Moldova să încheie negocierile în această perioadă? Noi suntem încrezuți că în această perioadă de o lună putem încheia toate discuțiile între Moldova Gaz și Gazprom și cu participarea noastră. Această propunere de o lună a fost agreată de comun acord ca să ofere spațiu necesar pentru finalizarea discuțiilor. Deci negocierile vor începe de săptămâna viitoare și cine va participa? Deci, haideți să nu le numim cumva negocieri clasice, pentru că noi suntem în discuții din luna august. Speculațiile că nu au fost discuții în această perioadă nu sunt adevărate. Începând cu luna august, și la nivel de guvern, și la nivel de companii, noi suntem în discuții pentru prelungirea contractului. Repet, eu voi fi în luna, săptămâna viitoare la Sankt Petersburg, unde voi continua aceste discuții și vom vedea la întoarcere, cred că voi face iarăși o conferință de presă în care voi anunța ce s-a discutat și care, la ce etapă suntem. Deci, domnul Ceban de la Moldova Gaz spune că vom plăti 800 de euro. Este adevărat că este prețul cerut de Gazprom? Nu am spus că vom plăti 800 de euro. Prețul care este stabilit conform formulei pentru luna octombrie este 790 de dolari, conform bursei NCG din Germania. Acest preț noi vom propune să
inclusiv să îl recalculăm în baza înțelegerii pe care vom ajunge, sper eu, la final de luna octombrie. Nu, noi am prelungit contractul după formula bursei pentru asta și suntem în discuții în continuare. Nu avem cumva un preț stabilit pentru sau începând cu data de 1 noiembrie anul curent. Și o întrebare, dacă se va complica gazele naturale în Republica Moldova, energia termică va crește în Chișinău? Deci am solicitat toată informația referitor la situația în care este și sistemul de gaze, și energia termică, și energia electrică. Cel mai important mesaj al meu astăzi este că această prelungire de o lună nu va afecta nici într-un fel tarifele care sunt la moment pentru toate serviciile menționate mai sus. În continuare vom ști după ce vom avea o finalizată discuția și vom avea o claritate pe tarif pe termen mai lung. Am zis la finalul lunii octombrie, după ce va trebui să semnăm prelungirea contractului sau un nou contract. Dar care este data lunii octombrie? Până la finele lunii octombrie. Deci această prelungire este pentru o lună. Mai am o întrebare. De la 1 octombrie Moldova va putea primi cea mai mare parte a gazelor naturale prin România și nu prin Ucraina. Gazoductul Iași în Chișinău va putea începe să funcționeze la capacitate maximă de la 1 octombrie, iar România va furniza gaze rusești Moldovei în trajet prin aceasta. Deci ce se aude cu acest gazoduct și dacă e o alternativă fiabilă de asigurare cu gaze? Da, acest gazoduct va fi deja funcțional începând cu săptămâna viitoare. Pe acest gazoduct vor putea fi livrate gaze în Republica Moldova. Discuția la moment nu este pe unde vin gazele. Discuția la moment este pe prețul acestor gaze. Ori, probabil ați văzut și în știri că prețul la gaze și în România este mai mare de acest pe care îl vom avea pentru luna octombrie. Chiar dacă gazele vor veni din România pe această conductă, asta nu înseamnă că vom avea imediat un preț mai mic la gaze pentru țara noastră. Dar, de asemenea, vreau să vă informez că ieri am discutat cu Ministrul Energiei și a României și a Ucrainei pentru a avea o înțelegere la care sunt prețurile în regiune și la vecinii noștri și, la moment, prelungirea pentru o lună ne oferă cel mai bun preț pentru cetățenii noștri. Avantajează actuala formulă de calcul a gazului, care spune că prețurile de vară se calculează la situația de pe spot, piața de spot, iar prețurile de iarnă sunt mai ieftine. Consumul de iarnă este mai ieftin. Dacă vă aranjează o asemenea formulă și dacă veți renegocia, dacă intenționați să aveți un contract mai lung, vă aranjează asemenea formulă și dacă pe durata lunii octombrie am putea să asistăm la o creștere încă a prețului la gaz, care ar putea să fie și mai mare, peste 1.000, la 1.000 jumătate să ajungă. Dar luați în calcul asemenea scenarii. Am menționat și mai sus că situația prețului la gaz în lume este o situație care nu s-a mai întâlnit niciodată. Este o situație fără precedent. În contextul actual în care suntem, formula pentru Republica Moldova, ca să avem prețul stabilit în funcție de prețul la bursa germană în SG, nu este una avantajoasă. Avantajos era să menținem formula care a fost în contract până la această schimbare. Tocmai din acest motiv suntem în discuție pentru a găsi o altă formulă mai avantajoasă în noul context internațional și european ce ține de prețul gazelor. Noi ne-am fi dorit ca să prelungim contractul în baza condițiilor care erau deja în acel contract pe termen de un an, ca să putem depăși această situație de anomalie pe piața prețului la gaze, astfel ca să avem un preț bun și care poate fi plătit de țara noastră. Să mai precizez ceva. Calculați sau negociați și volumul de tranzit, pentru că se calculează cu Gazprom
volumul de gaz și tranzitul, prețul la tranzit, care va fi? Deci noi, uitează, noi discutăm acum cel mai important lucru. Cel mai important lucru este prețul la gaz pentru Republica Moldova. Celelalte sunt chestii secundare care cu siguranță le vom aborda în procesul de discuții, dar cel mai important este să avem un preț bun pentru cetățenii noștri. Deci, întreaga guvernare este implicată în procesul de discuții, în limitele competențelor pe care le are fiecare. Deci, doamna președinte, sau întrebarea pe care o puneți, trebuie să o adresați în primul rând către președinție. Subiectul, din câte cunosc eu, a fost discutat și în momentul în care a fost COZA când vizită la noi. Deci, nu, iar speculațiile că guvernul nu este implicat în discuții, nu sunt adevărate. Noi suntem în discuții, în același timp. Noi înțelegem și noi vrem o abordare serioasă și corectă din partea companiilor care se implică în acest proces. Ori, până la urmă, vorbim de un contract care este semnat între Moldova Gaz și Gazprom. Guvernul și întreaga conducere a țării este implicat în acest proces ca să faciliteze semnarea acestui contract la un preț mai bun. Da, ați menționat faptul că... Da, am menționat de mai multe ori că am avut două discuții telefonice cu domnul Miller înainte ca să avem această prelungire de o lună și sper săptămâna viitoare să am o discuție suplimentară la Sankt Petersburg. Ați menționat că autoritățile se pregătesc măsuri compensatorii și nu veți insista ca furnizorul Moldova Gaz să majoreze prețurile pentru consumatorii casnici și pentru persoanele juridice. În cazul în care Moldova Gaz va veni către ANRE cu o solicitare de a majora tariful, care ar putea fi poziția guvernului? Presiunea va fi foarte mare. Deci noi discutăm acum inclusiv cu Moldova Gaz și am ajuns la o înțelegere că până în momentul în care nu avem o claritate pe contract, pe termen mai lung, până când nu identificăm toate măsurile compensatorii pentru cetățenii noștri, nu vom merge cu aceste solicitări. Acest lucru se va întâmpla în săptămânile următoare, deci vom lucra în ritm alert și rapid ca să putem veni cu aceste măsuri, astfel ca să protejăm cât mai mult cetățenii noștri. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc foarte mult. Încă o dată anunț. Stimați cetățeni, noi, guvernul, suntem alături și împreună vom depăși această situație. Nu vom permite creșterea prețurilor la facturi. Vom veni inițial cu măsuri compensatorii, după care vom discuta ce facem mai departe. Vă mulțumesc încă o dată și să aveți un sfârșit de săptămână cât mai bun.